salut și bine ai revenit. La nici câteva zile de la evenimentul, de la incidentul de la Botoșani, în care un șofer fugar a fost ucis, a murit ca urmare a focului de armă, în opinia mea, legal, executat de către polițiști. Deci șoferul ăla fugea de polițiști, ăștia au tras în mașină și, întrucât se face tragere din mers, nu poți trage ca atunci când stai pe loc, în poligon, da? Un glonț l-a nimerit și i-a produs moartea. Deci la nici câteva zile de la acest eveniment, un nou eveniment în care polițiștii au făcut uz de armă, iarăși, opinez eu, cred eu, legal, și îmi place să cred cu tărie, pentru că în ultima perioadă am observat că cazurile de uz de armă au fost perfect legale, da? Evenimentul se produce în județul Prahova. Vă dau citire de pe site-ul adevărul.ro. Nu o să stau să vă citesc toată știrea. Pe scurt, s-a raportat că o mașină conduce haotic pe drum, da, înspre Volenii de Munte. S-a încercat oprirea acesteia, nu a reușit, iar într-un final șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un cap de pod. Din mașină au coborât mai multe persoane, din câte scrie aici, dacă nu mă înșel, un număr de 5, dintre care una înarmată cu un cuțit a atacat pe polițistul, pe primul polițist sosit lângă mașină. Ăsta, legal, a executat focuri de avertisment, după care a executat foc în direcția agresorului, întrucât acesta, înarmat fiind cu un cuțit, deci cu o armă, armă albă, ce pune viața în pericol, da? Atac cu care poți pune indubitabil viața în pericol, polițistul nostru a tras în ăla și, mare atenție, i-a tras în picioare. Ce legi sunt incidente în cazul de față? În opinia mea juridică personală, legea 17/96 privind uzul de armă cu modificările ulterioare, adică cele din 2016, că altele nu știu să mai fi fost, și de asemenea articolul 19 cod penal. Hai să vedem și atenție, vreau să fac o mențiune, o remarcă referitoare la faptul că polițistul l-a împușcat pe agresor în picior sau picioare. N-a fost la fața locului. Ok. Articolul 48 din această lege, în legea 17. Personalul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale autorizat să dețină, să poarte, să folosească arme de foc din dotare, poate face uz de armă în legitima apărare sau în starea de necesitate potrivit legii. Deci iată și articolul 48 din legea 17, întrucât, aici mi-apare cu roșu, vă atașez, vă în descriere, da? Link-ul. Întrucât este o modificare apărută ulterior intrării în vigoare a codului penal, deci modificarea din legea 17 privind uzul de armă pentru polițiști a intrat în vigoare în 2016, iar codul penal cu prevederea referitoare la legitima apărare a intrat în vigoare cu 2 ani mai devreme, în 2014. Drept urmare, era absolut necesar ca legea uzului de armă, legea 17, să se armonizeze cu prevederile codului penal. Drept urmare, exce articolul 48 din legea 17. Bun. Uzul de armă în condițiile și situațiile prevăzute de prezentul capitol se face în așa fel încât, atenție, să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se execută uzul de armă, încetarea atacului sau a stării de pericol, imposibilitatea acestora de a mai acționa sau neutralizarea acțiunilor ilegale, trăgându-se astfel încât să se evite pe cât posibil cauzarea morții acestora. Înainte, dacă mi-aduc bine aminte, da, uite, apare tăiat articolul, fostul articol 51, care spunea: uzul de armă în condițiile și așa se face astfel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva care se folosește arma, trăgându-se pe cât posibil la picioare, pentru a evita cauzarea morții acestora. Apărea o problemă în zona picioarelor, în zona membrelor, dar în special în zona picioarelor, că așa spune în lege, trece artera femurală. Și multe au fost cazuri în care atacatorii, fiind împușcați în picioare, le era atinsă artera femurală, sângerau și mureau. Chiar dacă li se aplica, li se acorda primul ajutor, probabil era unul deficitar, probabil, chiar dacă era unul de calitate, datorită locului pustiu sau locului distant față de cea mai apropiată unitate de
spitalicească, unitate de salvare, da? Ăla tot murea, datorită distanței, da? Nu reușea salvarea să ajungă în timp util și ăla murea din cauza lipsei pierderii de sânge. Și iată că legea, prin acea prevedere, în opinia mea, te absolvea pe tine, polițist, de orice răspundere. Tu spuneai, domnule, eu am tras la picioare. Păi de ce ai tras la picioare? Că i-ai nimerit femurala și ăla a murit. Păi da, dar ce scrie în lege? Ei bine, acum a fost modificată. E adevărat. Te obliga legea să tragi doar la picioare. Că spunea, pe cât posibil la picioare. Dar nu spunea pe cât posibil în zona membrelor. Nu, pe cât posibil la picioare. Deci erai limitat. Acum nu mai ești limitat. Reiau articolul, noul articol 51. Trăgându-se astfel încât să se evite, pe cât posibil, cauzarea morții acestora. Da? Deci, uzul de armă în condițiile și situații. Așa se face în așa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se execută uzul de armă, încetarea atacului sau stării de pericol, imposibilitatea acestora de a mai acționa sau neutraliza acțiune sau neutralizarea acțiunilor ilegale, trăgându-se astfel încât să se evite pe cât posibil cauzarea morții acestora. Polițistul nostru de la Prahova l-a lovit pe ăla în picior. Și, repet, poliția română, sau tot MAI-ul, este dotat cu muniție Full Metal Jacket. Full Metal Jacket care, în cazul în care este folosită pe oameni sau pe animale, este destul de păcătoasă din cauza puterii mari de penetrare. Full Metal Jacket-ul, dacă nu mă înșel, v-a mai prezentat și în trecut. Full Metal Jacket-ul, chiar dacă este glonț de pistol, are putere mare de penetrare. Dacă s-ar folosi acest tip de muniție, hollow point, da? Astea înfloresc, astea au putere de penetrare redusă, dar putere mare de oprire. Avantajele le-am mai prezentat, nu le reiau. Cu muniția Full Metal Jacket, ca un polițist să realizeze imobilizarea agresorului, ideal ar fi ca polițistul nostru să lovească pe ăla fie în zona unei articulații, da? Pentru că în articulații sunt concentrați, se concentrează toți nervii din acel membru, da? Sau în os, pentru că osul este un organ viu și este inervat, are nervi în el. Ok? Și abia atunci agresorul simte durere și cresc șansele foarte mult pentru ca polițistul să-l imobilizeze pe ăla sau să ducă la neutralizarea atacului. Să-l incapaciteze, mult mai corect spus. Da? Deci ori în os, ori în articulație. Pentru că istoria o confirmă, mai ales în Statele Unite, că tot vă place sau să dați exemplu de SUA, foarte mulți infractori înarmați care au atacat polițiștii fiind împușcați chiar în zona abdominal, toracico-abdominală, da? Ne fiindu-le atins niciun os, da, sau vreo articulație, continuau atacul și nu simțeau efectiv nimic. Unii, chiar dacă ulterior decedau fiind împușcați în inimă, nu vă imaginați că dacă împuși pe unul în inimă, ăla moare instantaneu, doar în cap, dacă îl împuși se întâmplă chestia asta. Dar gândiți-vă la vânătoare, trage vânătorul, lovește mistrețul în inimă sau în plămân, da? Ei bine, nu moare instantaneu, ci mai fuge o bucată câțiva metri, până când pică mort. Ei bine, așa se întâmplă și în cazul oamenilor, da? Să nu înțelegeți greșit, eu nu spun să capulăziți și să tragă în plin, nu, sau să ucidă, nu. Vă explicam care este procesul. Deci, cu muniția Full Metal Jacket, astea sunt, din punctul meu de vedere, cele mai importante locuri pentru a, conform prevederilor legale, pentru a nu produce moartea atacatorului, aici ar trebui tras, lovit. Os sau articulații, adică în zona picioarelor, femurul, genunchiul sau laba piciorului, sau ouțul, da? Încheietura dintre tibie și peroneu și laba piciorului. Iar în zona brațelor, evident, dar fiind o suprafață, o țintă mult mai mică, este de preferat în picioare. Mare atenție la artera femurală, pentru că aia este pe interior. Vreți, sunteți polițiști, sunteți personal MAI, aveți de-a face cu un atacator,
în condiții legale, da, vă atacă cu secure, cu un topor, cu un cuțit, și vreți să, deci luați decizia că vă încadrați și trageți, deschideți foc asupra lui, mare atenție, încercați pe cât posibil să loviți centru exterior. Da? Deci împărțiți piciorul, coapsa în jumătate și pe cât posibil să loviți pe ăla în exterior. Dacă puteți face chestia asta, dacă nu, după cum v-ați antrenat, după cum cunoașteți prevederile legale și după cum vă dictează mediul înconjurător, eu știu, eventual adrenalina, mediul, lumina, temperatura de afară și toate celelalte criterii de care trebuie să țineți cont pentru a realiza un uz de armă perfect, legal și care să ducă într-adevăr la imobilizarea atacatorului. Revenind la speța noastră, polițistul care a făcut uz de armă și l-a împușcat pe atacator în picior sau picioare, dacă i le-a lovit pe amândouă, a acționat pur și simplu legal. Îmi place să cred că a avut și bodycam și dacă a avut bodycam, îmi place să cred că era pornit în momentul efectuării focurilor de armă. Și să se vadă foarte clar momentul atacului. De aceea, eu personal, când am prezentat materialul despre bodycam, am recomandat tuturor, întregului personal meu, chiar dacă nu este dotat, n-a primit de la unitate, să se doteze, să-și cumpere, pentru că totul este pentru binele lor. Gândiți-o logic, nu-mi dă unitate, eu mă protejez. În instanță se admit toate probele care nu sunt obținute ilegal. Nimeni nu poate să te acuze că tu ai obținut o probă cu un atacator pe care l-ai împușcat în mod ilegal. Pentru că tu ai avut un bodycam, este personal, e ca și cum l-ai filmat. Care e diferența între a filma cu telefonul mobil personal și a filma cu un bodycam? Absolut niciuna. Imaginea este aceeași, da? Calitatea. Și în proces vă garantez eu că se va accepta. Decât dacă, nu știu, judecătorul are cu totul și cu totul alte opinii contrare interesului suprem și anume acela de a înfăptui justiția. Revenind la speța noastră, da, consider că polițistul de la Prahova care l-a împușcat pe ăla în picior sau picioare a acționat efectiv legal, se încadrează perfect pe legea 17.96 și de asemenea pe articolul 19 cod penal. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, Broadheader am fost eu și dacă ești polițist, ai primit noul Beretta PX4, ai primit Beretta PX4 Storm în dotare, nu uita, muniția de 9x19mm este mult mai puternică și are o viteză mult mai mare, iar puterea ei de penetrare și raza de acțiune este mult mai mare decât în cazul 7.65x17mm sau 32ACP, adică muniția de carpați. Pistolul este unul mult mai precis față de carpați și mare atenție la cum, când și în ce condiții trageți, luați decizia să trageți asupra unei persoane, pentru că nu uităm o regulă importantă de siguranță din manevrarea armamentului. Trebuie să fim conștienți de ținta noastră și de ce este în spatele țintei. Pe final, felicit atât polițistul de la Botoșani, care a tras în acel șofer, felicit de asemenea polițistul din Prahova, care l-a împușcat pe acest atacator, și de asemenea felicit întregul personal MAI, care pune mâna pe armă și trage în condițiile legii și în condițiile prevăzute de articolul 19 cod penal sau celelalte. Broadheader am fost eu, mulțumesc foarte mult pentru atenție, se pare că nu videoclipul anterior a fost ultimul, ci nu știu câte o să mai fac până la finele anului, dar apropo, am primit un mesaj pe pagina de Facebook, am primit o mulțumire și o apreciere din partea fiicei polițistului de la Botoșani, lucru care m-a mișcat foarte, foarte puternic și am ținut să-i mulțumesc și să le transmit toată aprecierea mea și tot sprijinul dacă vor considera că vor avea vreodată nevoie de mine. Și se pare că informațiile pe care le prezint și ceea ce vă prezint vă sunt utile, stimați lucrători mei AI. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Că sunteți abonați sau nu, chiar nu mă deranjează, nu mă incomodează cu absolut nimic. Dar sper pe cât posibil întotdeauna să vă prezint cele mai bune informații și cel mai să vă ofer în limita posibilităților cele mai utile sfaturi din punct de vedere juridic și evident al
uzului de armă, pentru că, nu-i așa, sunt și mi-am luat denumirea de instructor, bro. Hai că v-am plictisit. Pe final, felicitări polițiștilor care au tras. Doamnește, ceau!